Sunt atât de multe aspecte fascinante ale spațiului cosmic încât poate fi greu până să te și gândești la ele. De la nebuloase enorme ce au un spectru vast și magnific de culori până la galaxii distante care sunt oarecum vizibile cu ochiul liber până la găuri negre pe care nici cei mai brilianți savanți nu le pot explica. Per total sunt o mulțime de mistere nerezolvate. Dar ce s-ar întâmpla dacă nici unul dintre ele nu ar fi real? Un număr uluitor de oameni sunt suspicioși atunci când vine vorba despre spațiul cosmic și mai exact relațiile oamenilor cu spațiul. Timp de decenii au apărut diverse teorii ale conspirației cu privire la celebra aselenizare din anul 1969, celelalte aselenizări ce au avut loc până în 1976 și diverse alte misiuni spațiale. Un sondaj efectuat în 2009 a arătat că 10% dintre americani încă cred că aselenizarea a fost o înșelăciune în ciuda nenumăratelor probe care dovedesc contrariul. În aceeași categorie, ca să o numesc așa, se află cei ce cred că pământul este plat și fac parte din societatea Flat Earth, care printre altele au diverse convingeri cu privire la restul universului. În timp ce unii spun că celelalte planete sunt cu siguranță sferice și doar Pământul nu este, alte persoane cred că celelalte lumi din sistemul nostru solar pot fi în mod ingenios, de forma unui disc înclinat sau chiar un miraj elaborat. În timp ce marea majoritate acceptă adevărul și anume că Pământul este cu siguranță rotund și că orbitează în jurul Soarelui, în ce tip de lume am trăi dacă într-adevăr s-ar da crezarea acestor conspirații cum că spațiul nu ar fi real? În primul rând, trebuie să ne gândim cum ar putea fi spațiul fals în această lume paralelă. Teoria simulării sugerează faptul că întreaga noastră realitate este o elaborată simulare, ceea ce oferă una dintre cele mai simple explicații pentru a falsifica ceva precum spațiul cosmic. Aici spațiul este redat cu multă grijă și în detaliu, precum restul împrejurimilor noastre imediate. Stelele, lunile, planetele și asteroizii sunt toate creații artificiale. Aceasta ar putea explica de ce planeta noastră este singura confirmată ce găzduiește viață, pentru că același creator, indiferent care ar fi acesta, ar fi pus prea mult timp și efort pentru a crea specii diferite de extraterestri care să facă parte din afara acestui biom digital pe care noi îl numim Pământ. Pentru Nick Bostrom, profesorul de la Universitatea Oxford care a detaliat pentru prima dată ipoteza simulării, este foarte probabil ca într-o zi umanitatea să dezvolte puterea computerizată necesară pentru a crea simulări elaborate. De aceea ne cere să ne gândim cât de sigur este faptul ca noi să fim singurii din lumea reală, cei care eventual conduc simularea. Sau este posibil ca noi să fim ceilalți, adică cei care populează o simulare construită de altcineva? Pentru Bastrăm, în mare schema a timpului și a spațiului, logica spune că noi construim cea de-a doua variantă, adică cei ce populează o simulare construită de altcineva. Totuși, dacă trăim cu adevărat într-o lume digitală, acest lucru ar însemna de fapt că spațiul nu este real? Într-un anumit sens, spațiul încă ar fi la fel de real ca toate celelalte lucruri din jurul nostru pe care le percepem, dar în alt sens ceva ce trebuie să existe în afara simulării. Cineva trebuie să o fi construit până la urmă, iar munca lui trebuie să fi fost bazată pe ceva anume. Deci, într-o altă perspectivă a teoriei simulării, se poate spune că, chiar dacă realitatea noastră nu este de fapt reală, este foarte posibil ca spațiul, cel adevărat, să existe undeva în largul univers într-o anumită formă. Nu este chiar conceptul de spațiu fals pe care îl căutam, dar această idee ciudată ar putea explica unele dintre misterele majore ale spațiului așa cum îl înțelegem noi. Tot ce este în afara Pământului este foarte departe de noi și aproape imposibil de ajuns acolo. Noi am fost doar pe Lună de câteva ori și nu am obținut prea multe date, în timp ce Marte și Venus, planetele vecine cele mai apropiate, sunt distante și ostile în aceeași măsură. Dacă spațiul este doar o iluzie sau cel puțin un fel de construcție, am putea înțelege poate că oricine le-ar fi creat vrea să le păstreze cât mai periculoase și mai greu de găsit posibil pentru a ne descuraja să mergem acolo și să aflăm adevărul. Și dacă ești de acord cu această idee, atunci mica noastră istorie despre traversarea spațiului într-un fel se potrivește. Imediat ce am descoperit că Venus are o atmosferă atât de toxică, de exemplu, am încetat să mai trimitem sonde spațiale acolo. De asemenea, să spunem că eforturile noastre de a ajunge pe Marte se vor dovedi a fi zadarnice. În acest caz ne-ar descuraja să mai investigăm spațiul și așa numita iluzia spațiului este susținută de propriile încercări de a-l explora. Ca să fie totul clar, noi nu spunem de fapt că spațiul este fals. Să ne uităm de exemplu la celebra misiune numită Mars One, un proiect care are ca obiectiv trimiterea în 2027 a unui echipaj de patru voluntari pentru colonizarea planetei Marte și care vor rămâne acolo definitiv. Timp de mulți ani, foarte mulți susținători au fost înșelați de credința că într-o zi ar putea deveni realitate. Proiectul finanțat de mai multe persoane susținea că intenționează să trimită oameni pe planeta roșie și mulți au crezut în acest plan, în ciuda nenumăraților cercetători care evidențiau că acesta era un lucru complet greșit și improbabil fără nicio schiță reală a cum să construiască echipamentul sau cum să antreneze echipa, nu a fost prea mare mirarea când totul s-a dus de râpă. Unele voți spuneau chiar că astronauții companiei au fost aleși în funcție de mărimea donațiilor acestora, fără a fi luate în considerare alte criterii, cum ar fi experiența ca astronaut. Eșecul planului de a ajunge pe Marte a arătat că este posibil să falsificăm planuri pentru o misiune în spațiu, dar și cât de repede oamenii devin entuziasmați de idee. Desigur, într-o lume în care spațiul a fost descoperit ca fiind fals, atunci și misiunile originale în spațiu ar fi false de asemenea, fiecare dintre ele, ceea ce ar ridica și mai multe întrebări cum ar fi cine a falsificat acele misiuni și de ce au făcut acest lucru, ce urmăreau. Poate că cel mai evident motiv ar fi banii. NASA și alte agenții spațiale primesc foarte multe finanțări publice pentru a-și duce misiunile la bun sfârșit. Așa că, dacă acele misiuni ar fi o farsă, o teoria conspirației la care se referă cei ce cred că Pământul este plat, atunci totul este un truc pentru ca cei bogați să câștige și mai mulți bani din finanțările instituțiilor și a oamenilor. Oricât am încercat să enumerăm toate motivele din viața reală, ideea că totul este o minciună pur și simplu nu se potrivește. Dar probabil că prima întrebare majoră pe care trebuie să o avem în vedere este cum explicăm miile de ani de istorie umană care au existat înainte agențiilor spațiale, când oamenii știau tot despre acest lucru și studiau stelele și planetele? Cum a fost susținută iluzia spațiului atât de meticulos de-a lungul secolelor în trecut? Ei bine, falsificatorii spațiului trebuie să fi fost niște oameni extrem de puternici, cu suficiente legături și resurse la dispoziție pentru a falsifica întregi ere ale istoriei umane. În mod inevitabil, dacă se dovedește că cineva ar putea deține o influență atât de incredibilă, atunci restul planetei ar putea să cadă în haos, toți fiind afectați de existența incertitudinii și a suspiciunii. Cât despre cine ar putea fi falsificatorii spațiului, există câteva idei și la acest capitol. Pe de o parte, ideea spațiului ar putea fi alimentată în conștiința noastră de către o putere superioară și, pe de altă parte, această putere superioară nu ar putea fi extraterestră, pentru că nu ar putea exista extraterestri dacă nu există planete extraterestre după care să lucreze, însă nu este cazul. Falsitatea acestei informații, conform cărea spațiul nu este real, trebuie să fi fost inițiată chiar aici, pe Pământ. Poate că răspunsurile vin de la o altă conspirație extremă, cum că lumea este condusă de către o specie secretă de oameni șopârlă. În acest punct în care spațiul nici măcar nu mai este spațiu, probabil că nu ar fi prea greu să ne extindem imaginația mai departe. În trecut, un studiu din 2013 făcut de sondajul politicii publice a arătat că 4% dintre americani cred în oamenii șopârlă, adică în jur de 12 milioane de oameni la acel moment. Deci ar putea fi ei oamenii șopârlă care au evoluat la fel ca noi, cei care întăresc ca autori. minciuna despre spațiu sau poate că motivul din spatele acestei mari iluzii nu este chiar atât de malefic. Poate că până la urmă spațiul se va dovedi a fi un fel de creație divină, iar cei care spun că știința nu este decât o cale care să ne distragă de la Dumnezeu, se va dovedi că au dreptate. În 2015, un sondaj făcut tot în Statele Unite a scos la iveală că 29% dintre evangeliști deja cred acest lucru. În această realitate alternativă, știința în general este dezvăluită ca fiind o escrocherie și oricine a urmat-o a fost ghidat pe un fel de cale greșită. Noi subliniem faptul că aceasta este doar o realitate simplă, din câte știm noi încă ne putem baza pe știință, iar spațiul încă este acolo. Dacă am avea o mică urmă de îndoială că nimic din el nu este real, ne punem de acord că înțelegerea noastră despre univers cade, la fel cum cade și înțelegerea noastră despre orice altceva. Doar dacă nu, bineînțeles, pur și simplu ridicăm din numeri ca și cum ar fi doar o altă teorie a conspirației și continuăm să ne vedem de viețile noastre. Și asta s-ar întâmpla dacă spațiul ar fi fals. Tu ce crezi? Ești un fan al teoriilor conspirației sau crezi într-o realitate crudă și oarecum simplă? Scrie ne părerea ta în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!